Am să vă răspund la întrebarea de ce trebuie să citim. Între prima întrebare și a doua, a apărut un cuvânt buclucaș. Un cuvânt care fiecare adolescent îi sună foarte nasol. Cuvântul trebuie. Trebuie înseamnă datorie. Datorie înseamnă datorie. Înseamnă obligația de a face ceva. Înseamnă, aparent, o injuncțiune în libertatea noastră, adică trebuie să facem ceva pentru că ceva din afara noastră ne spune acest lucru. E bine, vreau să vă dau un răspuns la întrebarea de ce trebuie să citim, care nu este constrângător, ci este descriptiv. Și am să pornesc de la modul în care Aristotel, în a treia carte a tratatului său despre suflet, descrie arhitectura cognitivă a omului. Altfel spus, structura aparatului prin care noi putem cunoaște. Și îl spune în esență următoarele. Toate informațiile despre lume ne vin din intermediul simțurilor. Deci, primul stadiu, prima structură a cunoașterii a aparatului cognitiv, sunt organele senzoriale. Pe de altă parte, omul este numai cu inteligență. Această inteligență, pentru Aristotel, era identică cu substanța din care sunt făcute divinitățile, din care sunt făcuți zeii. Deci există ceva absolut eterogen în raport cu materialitatea simțurilor, care se numește intelect. Acest intelect, de aceeași substanță cu zeii, nu poate avea niciun contact cu materialitatea, pentru că sunt în două dimensiuni care sunt riguros diferite și riguros fără contact. Ca ele să fie în contact și pentru ca datele amorfe ale simțurilor, care sunt materiale, să poate fi puse în mișcare sub formă unui gând, care este imaterial și vine din zona intelectului, trebuie la mijloc să fie o facultate intermediară, o facultate capabilă să traducă. Este un traducător între materialitatea simțurilor și imaterialitatea gândurilor. Acest traducător se numește imaginație. Imaginația înseamnă, în mod propriu, producătorul imaginilor. Aceste imagini, care sunt pe jumătate materiale, pe jumătate imateriale, unesc cele două capete ale aparatului cognitiv și îl fac cu putință. E bine. Argumentul meu sună pe urmă. În momentul în care noi primim informații, pentru ca ele să poată fi în genere gândite, trebuie ca producătorul de imagini din mintea noastră să fie anclanșat. Dacă nu se anclanșează, rămânem cu datele senzoriale și asta se face drogându-te. Ba, strage o chestie în tine și ai rămas lipit. Lipit în ce? De fapt, în tine este decuplată senzorialitatea, care trăiește momentul ei de ebuliție extremă, de libertatea ta ca ființă gânditoare, care constă în a prelucra liber aceste informații. Drogatul decuplează partea de sus a omului de partea lui de jos și ține captiv, într-o manieră mirifică și nu știu cum, acolo, jos. Libertatea noastră este în capacitatea de a ne raporta liber la lucrurile care ne vin, care ne determină și ne condiționează. Dacă se decuplează partea de sus, care este intelectul, nu suntem liberi, în ciuda caracterului mirific a ceea ce ne ține captiv. Ei bine. Deci în momentul în care eu primesc informații, de la televizor, să spun, ok? Mă uit la televizor. Și primesc tot felul de informații. Aceste informații sunt vizuale. E foarte important că sunt vizuale. Pentru că numai informațiile vizuale sunt nemijlocit asimilabile în aparatul meu cognitiv. Dacă nu ar fi vizuale, ar trebui să fie verbale. Dacă sunt verbale, și în felul ăsta rețineți întrebarea, și o să vedeți cum o să continui după ce merg mai departe. Ele sunt vizuale. Ce înseamnă că sunt vizuale? Că mi se adresează direct. Toți teoreticienii televiziunii au spus acest lucru, că televiziunea se lipește direct pe om, este nemișlocită și ăsta este un mare câștig. Economisește timp și așa mai departe. Dar atențiune ce se întâmplă. În fapt, imaginea pe care mi-o propune televizorul sau pe care mi-o propune
cinematograful se substituie facultății mediane, care este imaginația. Imaginația mea nu mai produce imagini care să facă față datelor senzoriale pentru a le cupla cu gândurile. Ea este substituită, imaginați-vă în termeni tehnici, am cutia neagră a simțurilor, cutia neagră a imaginației, cutia neagră a inteligenței. Cutia neagră a imaginației este scoasă și înăuntru bagi un televizor. E ceva de necrezut, e ceva diavolesc care s-a petrecut cu această invenție absolut genială. Pentru că de fapt ea s-a substituit imaginației noastre. Iar omul care trăiește într-o lume a televiziunilor este un tip de om mult mai servil, mai lipsit de originalitate, mai lipit de ceva care îl condiționează, decât omul cărții scrise. Să continui argumentul în deplină onestitate, pentru a vă sugera că acest tip de argument trimite la a valoriza mai mult culturile orale decât culturile scrise și mai mult culturile scrise decât culturile audiovizuale. Dacă mergem la capătul argumentului și am să vă spun foarte pe scurt de ce cred că este așa și de ce situația nu trebuie să ne dispere. Da. Argumentul meu la descrierea mea, la întrebarea de ce trebuie să citim, este asta. Trebuie să citim pentru că atunci când citim, evacuăm televizorul din mintea noastră, reînviind facultatea imaginației cu care, în mod nativ, suntem înzestrați. Noi trăim într-o lume în care bunurile ni se adresează în chip de commodities. Englezii le spun foarte bine, bunurile sunt comodități. Adică sunt lucruri care ne vin ca bunuri pentru că sunt accesibile. Marea ispită a modernității este ușurința cu care ne vin lucrurile pe care, dacă le-am dobândit mai complicat, am fi mai câștigați în ordinea interiorității noastre. Modernitatea asta în care trăim, a superabundenței de bunuri, este de fapt una care a expropriat zone din sufletul nostru, le-a dus în afară, le-a făcut să funcționeze perfect, dar în felul ăsta, ce-am obținut în plus, ce-am obținut ca câștig, anume comoditatea, am pierdut în profunzime. Pentru că este o extirpare de interioritate. De ce trebuie să citim? Pentru a fi mai liber. Pentru că aparatul nostru cognitiv să fie liber în sensul în care v-am povestit. El să nu fie captiv prefabricatelor. Vă sunt dator cu o descriere a valorizării implicite din acest argument. Culturile orale sunt mai puternice și mai interesante decât cele scrise, iar cele scrise sunt mai interesante decât cele bazate pe televiziune. De ce este așa? Sunt două lucruri clasice și sunt așa numite argumente pe care Platon le-a formulat împotriva culturii scrise. Ele se găsesc într-un dialog, Phaedros, și într-o scrisoare, scrisoarea șapte. În esență, lucrurile, argumentul este următorul. În momentul în care eu aud ceva, nu? Cineva îmi spune ceva. Să presupunem că îmi spune teoria restrânsă a relativității, a lui Einstein. Eu nu știu să scriu. Sau, mă rog, știu să scriu, da. Este important. Ideea este că nu, când primesc informația, eu nu o scriu pe tablă. Totul este auditiv. Atențiune, este auditiv. Știți ce înseamnă asta? Că nu pot apuca. Vine un cuvânt, pot să-l apuc? Nu. Trebuie să mobilizez din mine o facultate care este atenția, iar atenția să mobilizeze din aparatul meu cognitiv o facultate care este memoria precisă. Atenție, nu memoria fluor, ci memoria precisă. Pentru că dacă nu am asta pentru 10.000 de cuvinte, că atât îmi trebuie ca să exprim teoria generală restrânsă a relativității, eu nu mai pot urmări raționamentul. Deci imaginați-vă că o carte este înlocuită de un discurs fluviu. Vine un aed și în loc să-mi recite Iliada, îmi recite teoria restrânsă a relativității. O operă de inteligență, o operă de stringență, o operă care necesită foarte multe operațiuni mentale. Deci tipul de atenție pe care eu trebuie să o dezvolt este cu totul și esențialmente mai mare decât atenția pe care eu o dezvolt atunci când am cartea la